seara, dragii mei, cu soare, lună, Venus în balanță, sunt tarotela, partea a doua pentru voi, partea a întâi o puteți asculta. A fost foarte frumoasă, sunt curioasă în această etalare în care vorbim despre voi și un partener, o parteneră în viața voastră. Acestea sunt cărțile sexuale, arată, ia uite, 8 de cupe că vă detașați de cineva care nu... Efectiv, nu mai știe cum să vă abordeze sau care v-a greșit, cineva care nu v-a umplut paharele. Interesant că aici cupa, glastra este plină cu scaieți, v-a adus mai multe probleme decât bucurii. Vă detașați de cineva sexual. Setul acesta este normal, aici sunteți voi, regina de spade, care tăiați eventual ceva. Aici voi aborda altfel relația dintre voi. Evident că aceste... În setul acesta va fi vorba despre o relație intimă. Aici poate să fie vorba de o prietenie, despre o amiciție. Poate să fie o persoană din trecut și poate să fie o persoană din prezent sau să schimbați pozițiile. Întotdeauna când vorbesc despre voi poate să apară cărțile lor și invers. În fine, trec peste asta. Hai să vedem. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Valetul de spade. Cavalerul de cupe, între cineva care vă spionează și cineva pe care îi vedeți foarte frumos, idealist, vă emoționează. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Decembrie 2019 sau perioada următoare, ce vă place vouă, ce le place lor sau ce își doresc. De ce vă este teamă? De ce le este teamă lor? Așa. Oh, surprize, surprize, surprize! Că așa se întâmplă când faci cărțile în fața camerei. 4 de cupe. Este o stare emoțională de regret, de tristețe. Eventual, când doi nu mai pot comunica corect, emoțional, când o persoană se uită în trecut, că a fost trădată, că a trebuit să iasă dintr-o relație, dintr-o curte, da, curtea ce ar putea să reprezinte o relație, pentru că celălalt, eventual persoana în roșu, l-a trădat. Sau persoana în roșu vine cu o ofertă nouă și celălalt nu poate să o primească, că încă este plin de neîncredere, de tristețe din cauza experiențelor prin care a trecut. Ce vă doriți? O, 8 de spade. Dar de ce? Dar de ce? Ce-și doresc ei? 3 de bâte. De ce vă este frică? Cum să vă fie frică? Nu, voi trebuie să schimbați aceste cărți, să puneți roata norocului în poziția dorințelor și 8 de spade în poziția fricilor. Dar voi faceți taman invers pentru că ați schimbat balanța. Sunteți unii dintre voi în această situație, sunteți dezechilibrați. Sorry, asul de spade. Hai să vedem. Pe urmă vorbim despre... Ia uite, aveți, sunteți îndrăgostiți, trebuie să alegeți. Între... A vă menține echilibru, a crea echilibru sau a rămâne în tristețe, în a vă crea echilibru și a vă asuma întreaga răspundere, energie pentru a Da, pentru a vă urma pasiunea. Ha. Și totuși, oricând puteți schimba pozițiile, dar teoretic aici sunteți voi, aici ei. Nu știu cine, din trecut, din prezent, rămâne de văzut. Voi încercați să vă abțineți de nu mai puteți. Nu mai puteți de atâta control. 8 de spade în această carte reprezintă control fizic la maximum, deși în spate cineva își dorește intens ca situația să se dezvolte în sensul normal. Cel puțin partea bărbătească încearcă să se controleze, deși
Este în preajma unei femei foarte pasionale, foarte sexy, foarte atrăgătoare. Probabil prea atrăgătoare, cu care nu este obișnuit și nu... Na, ce să mai... Încearcă din răsputeri. Acum ce reușește, voi știți. Ce își dorește? Doamna? Doamna este evident că e deschisă. Bănuiesc că e aceeași doamnă de aici. S-ar sui pe voi, își dorește pasiune, eventual, cu voi, cu altcineva, pur și simplu își dorește pasiune. Valetul de bâte. Posibil sunteți la început de situație cu valetul de bâte, întotdeauna lucrurile sunt la început, într-un stadiu incipient, tot aia, în fine. Poate tot așa, cum am mai spus și la alte etalări, vă furați momentele, vă întâlniți pe ascuns, nu vreți să se știe încă. Dacă doamna își dorește să o iubiți oriunde și oricum și oricât, voi vă controlați. Astea sunt fanteziile ei, că o iubiți, da? Dar realitatea este că voi vă controlați. Unii dintre voi, nu știu de ce. Probabil că, fiind la început, vreți să studiați. De ce vă este frică? De roata norocului. Posibil aici sunteți voi unii născuți în octombrie. Fi pe 8 octombrie, nu știu. E un 8, e un octombrie. Este că da, vă doriți să vă transformați, aici este interesant. Să vă transformați în această relație. Sau conștientizați. Este vorba de spade. Conștientizați că această relație, această apropiere fizică vă poate transforma. Interesant. Vă poate transforma mental. Ce înseamnă asta? Gândurile, principiile, felul de a gândi, eventual despre sex, despre relații. Da, acum înțeleg. Și de-aia vă abțineți. Probabil că vă este greu să ieșiți din felul în care gândiți de obicei. E o mare pasiune aici, așa văd. Este vorba de schimbare, transformare și schimbare. Vă este teamă de această schimbare. Poate că unii dintre voi, unii, nu toată lumea, v-ați obișnuit în vibrația aceasta joasă, în care nu ați fost deschiși, eventual n-ați mers nici prea departe cu partenerul, partenera, n-ați explorat niște lucruri și simțiți că, am vorbit de transformare, că lucrurile se transformă în această poziție, în această situație și v-ar aduce într-o ipostază foarte, să zicem, vulnerabilă, da? Vulnerabilă. Și totuși, în această vulnerabilitate, voi sunteți puternici, sunteți autentici. Ha, de unde vin ideile astea? Nu știu, dar vin. Din acest motiv, vă este teamă un pic, sunteți în această capcană mentală, capcană, cușcă, cum vreți voi. Vă doriți și... Ne. Deci, vă este teamă de transformare, de schimbare. Pe de o parte este Jupiter. Roata norocului reprezentată de Jupiter, săgetător sau pești. Și am văzut semn de apă la prima etalare, la prima parte, da? Puteți să vă uitați. Sau Jupiter de acum, în conjuncție cu Venus, vă dă un pic peste cap viața. Nu știm pe ce perioadă, dar oricum, vă ajută la această transformare. De ce le este frică lor? De voi, teoretic, îi semn de aer. Dar de acest nou început. Ha? Cu voi. Este un nou început în care lucrurile sunt clare, sunt stabilite și totuși. Toată lumea vorbește aici de bondici, de legături. Eu văd, eu așa văd. Că sunt dezlegături, cineva dezleagă, pentru că spadele n-au cum să lege, spadele taie, legăturile karmice taie, stringurile, exprimă direct. Da, uneori mai diplomat că vorbim de Venus în balanță, de vorbim de balanță, da, semn de aer, exprimă direct, dar într-un mod elegant anumite lucruri.
Oricum, eu așa văd că eu un început într-o relație, și ce înseamnă asta începutul? Că vă dezlegați de trecut. Vă dezlegați de trecut și lăsați aici pe masă tot ce a fost înțepător, ceva durut, ceva tăiat, ceva legat. Dar eu așa văd că ea îl dezleagă, nu îl leagă. Asta e. Da, e îmbrăcată mai sexy, dreptul ei, dar nu cred. Dar așa simt în acest moment și așa vă transmit. Da, se zice că spadele nu sunt emoționale, dar variază de la persoană la persoană, depinde unde aveți planetele, pe unde prin ce constelații și zodii. Posibil să le fie teamă că acest început, că această relație ar putea să fie pur mentală și fără satisfacții emoționale, da? Mentală, fizică, să le fie teamă că aveți gândiți despre sexualitate, despre intimitate într-un mod foarte rece, foarte distant, că da, de-aia vă și abțineți și nu știu, le este teamă că s-ar putea să nu le oferiți și bucurii emoționale, că nu, ei își doresc pasiune și nu poți să ai pasiune fără emoții, asta e clar. Da, am zis că cineva e îndrăgostit, trebuie să alegeți între un trecut, un prezent, da? Regele de bâte, posibil, vă doriți să vă angajați serios într-o relație și să vă asumați, am zis, eforturile tot în a vă bucura unul de celălalt. Aveți puterea și să vă abțineți. Dar și să mergeți mai departe cu diavolul, ho-ho! Pentru că ați trecut prin multe, ați văzut trădări, ați experimentat lipsă de comunicare în relații și totuși, aici sunteți voi, într-un fel sau altul ați crescut în spate, în viziune. Și în acest moment, voi, Balanța, Venus, da? Spionați eventual pe cineva, aveți pe cineva care vă atrage, încercați să-i abordați așa, mai din spate, mai pe ascuns, aveți niște fantezii față de ei și multă pasiune. Ho! Și nou început, vreți să manifestați ceva? Ha! Drăguț! Drăguț! Ne! Haideți să vedem seria aceasta de cărți. Balanță, Regina de Spade. Și cu nebunul, Regina de Spade vrea să o ia de la zero. Interesant că iar a apărut. Vreți să o luați de la zero într-o relație. Balanță, Soarele lui Venus ascendentă în Balanță. Voi și partenerul, partenera voastră, cine o fi? Voi știți, împovestiți. Soarele lui Venus ascendent în Balanță. Am vorbit cam mult la voi, mai. Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Ce vă doriți? Ce vă doriți? De ce vă este teamă și ce reușiți să faceți? Mă cam doare fierea. Ai fi băut prea multă cafea? Nu știu. Sau aveți un blocaj la nivelul acestei chakre? Ego. Ego înseamnă și frică, înseamnă și prea multă încredere. Ce simt ei, ce gândesc, cum acționează, ce își doresc, de ce le este teamă și ce reușesc să facă. Hai să vedem. Uai, îndrăgostiți! Vă doriți să... Mamă, să-i luați pe sus. Sunteți îndrăgostiți. Or fi gemeni, că o fi altă zodie, nu contează. E și semn de apă, pentru că sunteți în apă, în emoții, sunt și delfinași. Da. Vă doriți să se pună lumina asupra acestei relații, asupra acestei pasiuni pe care o simțiți pentru cineva. Vedem. Nu știu despre cine o fi vorba, îmi povestiți voi. Ce simțiți? Ok. Oh. Roata norocului. Am văzut-o mai devreme. Am zis, poate să fie săgetător, poate să fie pești sau persoană cu planete în săgetător în pești.
Simțiți că emoțional vă transformați lucrurile care s-au întâmplat, evenimentele care s-au întâmplat în ultima vreme. Vă transformă, vă schimbă, hai să nu vorbesc de transformare, vă schimbă emoțional. Ah, da, schimbați emoții. Treceți dintr-una într-alta. Ca la jocurile de noroc. Din tristețe, în bucurie. Ha, ce chestie! Din dorință, în dor, în pasiune, eu știu. Interesant. Ce gândiți? Valetul de spade, de bâte. Poate gândiți că e cazul să comunicați despre aceste lucruri. Valetul de bâte reprezintă un mesager, o persoană care comunică. Valeții comunică și cavalerii, dacă cavalerii comunică altfel, dar valeții comunică. Valeții reprezintă începuturi, da? Practice. Vă gândiți că e o șansă, șansă vorbesc, pentru că aveți această fortuna, o șansă la o nouă relație pasională. Mai vedeți? La o nouă relație pasională. Probabil că persoana este micuță, este tinerică, mai tânără decât voi sau are un spirit tineresc, copilăresc. Poate comunică într-un fel mai copilăros, că e vorba de comunicare, poate ei comunică și vă gândiți la ei. Vă gândiți la acest personaj. Că e săgetător, că e pești, variază, nu contează, poate să fie orice zodie. Sau vă gândiți că vreți să comunicați cu ei despre ceea ce simțiți, despre această pasiune și despre emoții. Că v-au dat emoțiile peste cap. Cum acționați? Încă sunteți în niște conflicte interioare. Vă luptați cu voi înșivă. Și totuși trebuie să găsiți o variantă creativă, pentru că 5 este o cifră creativă. Deși este foarte contradictorie. Aveți grijă să nu aveți apartamente cu numărul 5, în fine. Nu prea potrivite pentru cei care vor relații. Ce vă doriți? Să comunicați, nu doar un pic, mai mult, mai des, și mai mult, și mai des, să mergeți, să călătoriți împreună sau mai aproape de ei. Ha. Să-i copleșiți cu mesaje pasionale, să-i cuceriți, pentru că astea ar putea să fie și niște săgeți, da? Iar vorbind de săgetător, Jupiter și Venus sunt săgetători, vă face să vă simțiți așa. Multă, multă pasiune. Astea sunt săgețile lui Cupidon, dar nu doar una, vreți mai multe. Puf! Ușurel, ușurel, asta ce vă doriți. De ce vă este teamă? De cavalerul de spade. Ar putea să vă fie teamă de voi că nu aveți exercițiu, unii. Nu aveți acest exercițiu al comunicării creative, pasionale, unii, nu toată lumea. Cavalerul de spade poate să fie o persoană geloasă, poate vă este teamă de cineva care ar putea să intervină și să vă afecteze, că doar aveți aici conflicte, da? Trebuie să luptați cu această persoană geloasă, da? Pentru că săgețile vin în sens opus, da? Probabil persoana aceasta află că aveți o comunicare, călătoriți cu cineva sau către cineva și s-ar putea să vină să se lupte. Regina de monede. Regina de monede este o energie stabilă. Asta a reușit să finalizați în această perioadă. Să vă stabilizați oarecum. Financiar, să zicem, deși nu are treabă. Cred că aici, în acest context, ține mai mult de valoare. Să vă regăsiți valoarea, creativitatea, pentru că și monedele sunt creative. Regina de monede poate să reprezinte o soție sau un soț. Poate să vă apropiați într-un fel prin comunicare cu o persoană care vi se pare potrivită să vă fie pereche, da? Unii dintre voi. Ei, ce simt? 3 de monede. 3 de monede. Muncește. 3-ul de monede muncește pentru o construcție, pentru o colaborare. Vedem cum apar cărțile. Există un foc interior în spate.
simt că alături de voi au pasiune și putere, că vorbim de putere fizică și emoțională, că e poziția lunii a emoțiilor, să construiască ceva durabil. Ha, interesant. Ce gândesc? Doi de cupe. Gândesc că ați putea fi sufletul lor pereche. Gândesc că această legătură este o legătură emoțională profundă. Gândurile lor sunt foarte emoționale, interesant. Apoase. Gândesc telepatic. Vă transmit eventual telepatic anumite lucruri sau dacă nu vă vor transmite, rămâne de văzut. Doi de cupe este o carte și a prieteniei. Poate gândesc la o prietenie înainte să ajungeți mai departe. La o prietenie, că și trei de monede, tot despre construcție prietenie vorbește. Poate că simt și gândesc că mai întâi trebuie să vă împrieteniți, să construiți această relație și apoi să mergeți mai departe, unii dintre voi. Rămâne să vedem ce mai apare. Cum acționează? Oh, regele de cupe. Sunt foarte emoționali. Plini de aventură. Regele de cupe. Cred că a riscat să vă ofere o parte din emoțiile sau să-și exprime o parte din emoții. De cum acționează? Sunt foarte emoționat. Ah, da, poetici, visători, că asta e regele de cupe. Însă, felul în care se mișcă sau acționează în acest sens, în această relație, este oarecum mai încet. De ce? La fel, poate la fel de încet ca regele de monede, de cavalerul de monede. Pentru că acest cavaler are o cupă. Cupă plină cu emoții și cupa n-are protecție, deschisă, că asta e cupa, e inima, da? Trebuie să ai grijă să nu se verse conținutul din ea. Și mare grijă, mai ales când calul începe să simtă prea multă pasiune, prea multă emoție. Trebuie să se poarte cu grijă, asta e. Trebuie să se poarte cu grijă să nu afecteze această relație. La prea multe emoții. Interesant. Ce își doresc? Ho. Cinci de cupe. Această persoană despre care vorbesc este rănită, este dezamăgită de cineva. A trecut printr-un trio. Da, a trecut printr-un trio și gândește că poate voi sunteți acel suflet pereche care nu îi va înșela. Ce duios! Din acest motiv, simt că există posibilitatea să construiască ceva durabil cu voi. Aveți grijă să nu-i dezamăgiți. Asta e poziția dorințelor. Vor să nu mai plângă din dragoste, să nu mai fie trădați. Deși în acest motiv încă sunt triști. De ce le este teamă? Oh, de diavol. De obsesii. Diavolul poate să fie și o obsesie fizică. Că tot am văzut îndrăgostiții. Dar poate să fie și o teamă că nu se pot exprima acum. Ce? Nu pot exprima acest foc, această pasiune. Poate le este teamă să nu intre într-o situație toxică. Poate le este teamă de un capricorn sau de o persoană foarte toxică. Ah, da. De o persoană foarte toxică care i-a rănit, da. Posibil să nu fiți voi. Posibil să nu fiți voi. Așa cum acest cavaler de spade, poate nu sunteți voi, poate e altcineva gelos, da? Ce... Stase pe un pic de apă ca să mai mă curăț. Să-mi curăț chakrele, că... E dornă apă plată. Ce reușesc? Asul de spade. Ce reușesc să manifeste? Cred că într-un fel sau altul reușesc să vă manifeste pe voi, varianta bună a celor care ascultați această etalare. Asul de spade reprezintă evident zodia geminilor, balanței sau vărsătorului, semn de aer. Deci teoretic ar fi să fie
un nou început cu voi, că sunteți semn de aer. Dar pentru asta trebuie să comunice. Reușesc să co a, da. Să comunice, să scoată spada din teacă, să comunice deschis, da? Ha. Eventual despre aceste lucruri, despre ceea ce își doresc, despre ceea ce gândesc, ce simt. Asta înseamnă comunicare. Dar fiind spada în jos, este cu grijă. Chiar dacă e scoasă din teacă, este cu grijă. Da? Nu taie. Nu doare. Poate reușesc, Doamne ajută, da? Și asta e o idee. Poate reușesc să taie legăturile cu acest diavol de care le este teamă. Diavol, persoană toxică, situații toxice, dependențe, obsesii, griji, frici, neîncredere, ego sau prea multă încredere, da? Care le-a adus multe suferințe, multe regrete, dureri. Reușesc să comunice eventual, pentru că asta e în poziția gândurilor, gânduri, comunicare, da? Despre aceste două cupe. Eventual, că își doresc ca voi să fiți acest suflet pereche. O, da, care poate vindeca. Cavalerul de cupe este și o persoană care vindecă. Ei acționează ca niște vindecători emoționali, dar își doresc eventual și chestia asta, ca cineva să-i vindece. Ha. Eu știu. Pentru cine o fi? Îndrăgostiții, trebuie să alegeți o alegere importantă în dragoste. Puf! Iar a apărut 6 de monede, a apărut și în crucea celtică. După ce ați experimentat o relație instabilă, dar balanța atârnă mai mult deoparte. O relație instabilă, eventual, cineva v-a controlat sau ați controlat prea mult pe cineva, variază de la unii la alții. Poate că ați fost cu un berbec, poate că ați fost cu un taur sau pur și simplu o persoană cu această atitudine foarte dominatoare. Împăratul exact are și varianta negativă, da? Și vreți să vă detașați emoțional de această energie a împăratului. Eventual, dacă nu este o persoană care v-a controlat, v-a dominat, vreți să vă regăsiți echilibru după acest dezechilibru. Da? După acest dezechilibru. Și știți că trebuie să faceți o alegere importantă în dragoste. Și să nu mai gândiți, să alegeți din suflet. Să vă detașați emoțional de ce nu v-a împlinit, să mergeți către 9 de cupe, către victorie, către o comunicare deschisă, eventual, iar semnul peștilor, iar semnul peștilor de 2 ori, sau al dracului sau al scorpionului, marea preoteasă, cineva la distanță pe care îi așteptați. La distanță? La distanță. Adică nu e în același oraș cu voi. Pentru unii, sau chiar dacă ar fi în același oraș cu voi, da, mulțumesc de inspirație, 3 de bâte poate să reprezinte o persoană cu care vedeți viitorul. Simțiți că aveți oportunități cu ei. Dar în acest moment există un oarecare văl peste această iluzie, fericire maximă, entuziasm. Există un văl de mister, există un secret. Ori vă întâlniți în secret, ori comunicați în secret, adică în secret, doar voi doi știți, da? Ori nu înțelegeți încă situația, pentru că n-aveți cum, e la început. Ce e aici în spate? Da, ați avut griji. Oh, dar vă transformați viața din cauza unui griji, din cauza unui scorpion care v-a îmbolnăvit de griji. Dar, trecând peste acest scorpion, că poate nu o fi scorpion, săracul om sau săraca femeie, vă transformați viața. Învățați, e bine, e mare lucru dacă învățăm să ne transformăm viața. Din aceste dezamăgiri să regăsim echilibru, varianta bună a împăratului, controlul, autocontrolul. Să știm să alegem, să discernem între bine și rău. Da? Între noroc, fortuna și diavol, Saturn, Hades.
Asta e etalarea pentru voi. Au, deja am mai vorbit. Vă pup, dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau!